cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să Bună dimineața! Am intrat în direct la cafeaua de dimineață, știri din Neamț, mesagerul de Neamț, în direct, pentru că nu-i așa, e mai naturel să discutăm fără să avem alte interferențe. Măi, oameni buni, ziua de ieri m-a făcut să mă gândesc că mai avem o șansă în orașul ăsta. M-am convins ieri și zâmbesc când spun asta, pentru că nu pot să nu zâmbesc, că am ajuns în cel mai de jos punct al așa zisei democrații originale din Piatra Neamț. Ieri, într-o ședință de Consiliu Local extraordinară, care o fi fost caracterul extraordinar al acestei ședințe în care era proiectul privind celebrul Cultfest, care trebuia votat după ce el fusese aprobat, practic, de către primar înainte, o să ne explice vreodată cineva, bineînțeles, dacă o să catadixească. Până atunci însă, să vă aducem aminte în două fraze. Un festival la care primăria dă bani și organizatorul vinde bilete. Consilierii au fost chemați să voteze ceva ce deja era promovat pe site-ul primăriei, pe site-ul organizatorului, unde se vindeau și se puteau vinde și bilete potrivit anunțului. Organizatorul, un tânăr drăguț, spilcuit, aranjat, cu una bucată laptop la purtător, a fost în sală. Evident că nimeni nu și-a pus problema să-l întrebe: băi, băiete, explică-ne și nouă cum e cu chestia asta. Nu. De ce? Pentru că exista o înțelegere. Cu excepția a 2-3 consilieri, restul au fost într-o frăție nedeclarată, evident. Proiectul care în mod normal trebuia retras de către primar, care și-a depășit total atribuțiile în momentul în care a dat liber să fie promovat înainte de a fi votat. Deci pentru așa ceva nu există calificare, adică calificativ, nu există. Și cu asta basta. Ce să dai? Poți să-i dai unui copil care în școală a dat cu cuțitul, a violat, a bătut profesoara și colegii mai puțin de zero la purtare? Nu poți. Poți să-i dai unui primar care pune în discuție un proiect pe care el deja îl promova sau dădea liber la promovare, decât zero la administrație? În cazul ăsta, evident. Nu. Și atunci n-are rost. Poți să cataloghezi în vreun fel consilierii care au acceptat să voteze așa ceva? Vă spun, mă uitam în ochii lor și multora le era rușine. Dar respectau disciplina de partid, de primărie, de Dumnezeu știe ce. Deci, mai jos de atâta nu poți coborâ. Deci, avem o șansă. Avem o șansă. Acum să ne întoarcem un pic la ședința asta prea frumoasă și prea drăguță și la proiectul respectiv. Restul nici nu au fost băgate în seamă, deși trebuiau să fie băgate în seamă așa. Dar cu altă ocazie. Înainte de ședință, toată lumea, așa, cu două, trei excepții care încercau să apere proiectul primarului, dar nici unul nu a spus: domne, și-au bătut ăștia joc de noi. Proiectul e bun, dar și-au bătut joc de noi. Nu. Proiectul este bun pentru că este bun. Și atât tot.
Nu contează că primarul și-a depășit atribuțiunile, nu contează că băiatul ăsta, e un bun organizator din moment ce reușește să obțină bani, a fost flituit de la Roman și de la Consiliul Județean Neamț, unde a depus un proiect în anii trecuți, exact pe aceleași motive pe care le semnalează presa din Neamț, n-a contat nimic. A contat că trebuiau să treacă proiectul. Și pentru asta, cine credeți că au pus umărul? Au pus umărul opozanții de la PMP și PSD. Da, băieții ăștia care sunt în opoziție sunt de ai lui Arsene. Dacă au simțit ei că, vezi, Doamne, s-ar putea ca să mai schimbe lucrurile, nu e bine să ai totuși și un cârlig în altă parte. Deci băieții ăștia au venit și au zis, las că aranjăm noi treaba. În primul rând, șefii celor două partide, PMP și PSD, liderii de grup, cum ar veni, dar și președinți de organizații, nu au venit la ședință. Adică două voturi în minus. Bine, au avut motive, vă dați seama, ei sunt oameni ocupați, teleconferințe, treburi la strâns gunoaie, etc. Vorbim de domnul Gavrilescu și de doamna Florentina Moise. Ei n-au putut să vină. Și în cazul ăsta au venit ceilalți. PMP-ul, ca de obicei, și-a dat ajutorul frățesc și a venit cu un amendament care, sub aparența de, domne, noi luptăm pentru banul orașului și nu știu ce și nu știu cum, nu schimbă decât câteva chestiuni apropo de sumele pe care le-ar putea încasa primăria după eveniment, nu de banii pe care îi dă primăria. Bine, presiunea presei a fost bună, pentru că dintr-o dată s-a ajuns la situația, dar zice, stați că noi o să vedem cum facem cu scena asta, o licităm, SEAP, achiziții, generator. Te apucă jena. Bineînțeles că s-a propus votarea amendamentului și a votat lumea amendamentul. Păi dacă ai votat amendamentul, cum să nu votezi proiectul cu amendament? Câțiva și-au dat seama de capcană și n-au votat, dar totul e trăns un scenariu. Și atunci doi PMP-iști, doamna Tatu Mircea, care a propus amendamentul, domnul Apetrei, nu-l avem aici, Apetrei, consilierul PMP, îmi cer eu scuze că n-am reușit să fac fotografia la timp, să o descarc la timp, așa. Deci cei doi PMP-iști au votat pentru proiect. Am mai votat pentru proiect, nici nu-ți vine să crezi, un PSD-ist. PSD-ul care spunea, domnule, nu se poate, un proiect și-au bătut joc de noi, ne-au pus la zid, ne-au umilit. Ei, iată că umilința, câteodată, prinde. Și domnul consilier a votat și el acest proiect, bineînțeles că el și-a urmat propriile convingeri, pentru că nu poți să spui acum, domne, trebuia să respecte disciplina de partid. Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Dar când am întrebat lidera de partid, domne, ați avut o strategie, ceva, apropo de acest prea frumos proiect? Uite, sună cineva în emisiune, nici nu știu ce să fac, dacă aș ști să răspund cine sună, aș răspunde, dați-mi un mesaj dacă vreți să intrați în emisiune pe WhatsApp și vă introduc. Deci, are vreo părere cumva organizația despre această defecțiune? Mi s-a spus că fiecare răspunde pentru ceea ce face.
Lucru pe care îl apreciem, ne dăm seama că în acest moment partidul este unul deschis cu multe, multe, multe alte, ca să vă spunem așa, păreri, cu dezbateri în interiorul partidului, mai ales atunci când e vorba de salvat un proiect al primarului. Așa, ca să înțelegeți, două dintre cele trei comisii care trebuiau să-și dea avizul, au dat aviz negativ la proiect. Dar la vot a ieșit, chiar dacă e avizul negativ, pentru că nu e așa, trebuia să se facă voia lui, adică a primarului și a domnului Hrib. Apropo de domnul Hrib, vreau să vă relatez că l-am invitat, dumne, veniți într-o emisiune, oricând. Păi zic, veniți mâine dimineață. A, nu, mi se termină concediu și mâine merg la serviciu. Evident că era să-mi țâșnească lacrimile în direct acolo când am auzit atâta devotament și am zis, nu-i nimic, o să vorbim cu domnul Asandre, să vă dea voie așa. A urmat un zâmbet puțin disprețuitor, recunosc așa, că, Doamne, cum adică să vorbim noi cu domnul Asandre? Domnul Asandre este, din punctul de vedere al domnului Hrib, inabordabil. Domnule, da, veniți acum dacă nu puteți veni dimineața. Intrăm pentru dumneavoastră în direct. A, nu, că acum e prea din scurt. Era îmbrăcat la costume, avea laptopul la el, venise pregătit să vorbească în fața consilierilor, dar era prea din scurt să vorbească în fața presei. Oricum, i-am lansat o invitație, așa cum i-am lansat și la un moment dat domnului primar. Când au ceva de spus, sunt așteptați în direct în emisiune, ne facem timp pentru ei. În altă ordine de idei, să spunem că noi dorim sincer domnului Hrib să facă un eveniment frumos, să vină cât mai multă lume acolo, să aibă timp bun, să nu îl ia lumea în balon, că știți, aduce baloane cu aer ca să ridice, să nu îl ia lumea în balon după. Pentru că e un tânăr de perspectivă, e un tânăr care nu stă în drum cu banii, e ok, nu se pune problema, are perspective înalte în Agenția de Dezvoltare Nord-Est, dar, din ce știm noi, are și perspective să mănânce multă varză de Bruxelles la locul faptei. Mă rog, în chestia fiind zis, să închidem subiectul. Practic, ieri s-a dovedit că municipiul Piatra Neamț nu are consiliu local. Nu. Municipiul Piatra Neamț are primar care nu execută hotărârile pe care le votează consiliul local, ci dă consiliul local ordine cum să voteze. Și cu asta basta. Orice alt comentariu de aici încolo este deprisos. A fost jenantă inclusiv intervenția în care se încerca justificarea. Prietenul meu, Adriana lui Gheorghe, ca să spun așa, a spus, dom'le, eu am citit proiectul și mi-am dat seama că trebuie votat. Dar a spus și un alt cuvânt, am citit acum proiectul. Asta este o mare problemă. Nu citești proiectul în ședință. Proiectul se citește înainte. Și dacă vezi un proiect cultural, cultural, nu discut aici, dar e un proiect cultural la nivelul municipiului Piatra Neamț, e un proiect cultural, te interesezi, te uiți, vezi. Iar argumentul că de ce din Piatra nimeni nu vrea să facă, răspunsul este foarte simplu. Pentru că cei care vor să facă lucruri serioase, în momentul în care vor să le facă, trebuie să se alinieze la mafia care există în acest domeniu, mafia locală. Și trebuie să se alinieze la prețuri, că altfel o încurcă. Dacă vrei să faci ceva și nu te închini la zeul scenă din Neamț și din alte trei județe, nu rezolvi nimic. Pentru că nu vrea nimeni să-ți
pune o scenă la dispoziție, decât dacă te duci spre zone mai obscure, așa. Deci, lucrurile aici se învârt. Lumea vrea să facă la Piatra Neamț și au fost inițiative în anumite localuri în care se făceau lucruri de calitate. N-a existat atunci niciun interes și un sprijin ca acele lucruri să fie dezvoltate. Pentru că, nu e așa, primăria își dezvoltă propriile ei afaceri și interese. E mai ușor să-i dai unuia bani pentru o scenă decât să pui la lucru pe cei din primărie și să-și facă treaba. E ușor să dai bani pentru scene în loc să te gândești să faci și tu ceva ca să ai propriul tău instrumentar pe care poți să-l și închiriezi la Consiliul Județean, de exemplu. Vă dați seama ce fericit ar fi Mădălina Ciubotaru, de exemplu. De dimineața, doamna Mădălina, să fie ziua frumoasă. Știu, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Deci, doamna Mădălina Ciubotaru, ce bucuroasă ar fi să dea jumătate din preț să închirieze scene de la primăria municipiului Piatra Neamț. Dar ce să mai discutăm, asta e. Ne oprim aici și cu acest subiect și mergem mai departe. Nu plecăm din zona primăriei. Ne oprim puțin pentru că la modă acum în primărie este o poezie celebră a lui Eminescu care spunea că vin muscalii de-a călare. Dacă țineți minte, nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în primărie. Are legătură cu faptul că administratorul public poartă numele de Muscalu și este pe cai mari, adică nu că vin muscalii de acălare să facă altceva. Domnia sa este pe cai mari și eu trebuie să fac mea culpa în acest moment, pentru că, dar sunt și foarte bucuros, pentru că într-o conferință de presă asupra căreia vom reveni într-o emisiune specială cu fragmentele, ca să vadă tot Pietreanu ce administrator public democrat și priceput avem. Deci, domnul Muscalu a spus într-o conferință de presă, trăgându-ne puțin de urechi, noi suntem foarte sensibili în zona urechilor și se întâmplă lucruri firești până la urmă când te trage cineva de urechi, sperăm să nu deranjeze lucrurile astea dacă stă prea aproape de noi, așa, și sperăm să stea cu fața. Deci, mi-a tras de urechi și a zis, domne, unii au dezinformat. Au dezinformat. Proiectele de mobilitate sunt bune. Și ce dacă sunt niște greșeli acolo? Sunt greșeli inerente, omenești? Oamenii ăia lucrează din birou, ei n-au de unde să știe ce e pe stradă. Domnul Muscalu, cu respectul cuvenit, nu suntem pricepuți să ridicăm baraje în Republica Dominicană. Am făcut doar mici tăuri. Știți ce era tăul? Te duceai, puneai niște pământi, brazde de nisip la țară și făceai baie acolo, se aduna apa într-un râu și făceai baie. Deci, noi făceam tăuri, alea nu țineau, e adevărat, barajele țin mai mult. Deci, noi, când se face Republica Dominicană, e ok. Aici, la Piatra Neamț, dacă am pretenția că unul care face un studiu de prefezabilitate bine plătit, bine plătit, domnul Muscalu, să vadă dacă trebuie trotuare la o lucrare. Să vadă dacă e un stâlp. Știți? Un stâlp. Știți bancul ăla cu betonul? Merge ăla care face studiu de prefezabilitate pe stradă și spune în dreapta este un coș de gunoi. În stânga este o băncuță. În față este un stâlp de beton, ton, 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 ton. Deci, avem pretenția ca ăla să vadă stâlpul. Să veniți dumneavoastră acum să ne spuneți, domne, știți, greșeli, astea se fac peste tot în lume, că da, și inginerii este oameni. Da, dar este inginer și este inginer.
este ingineri buni și este ingineri care stau pe diplome. Dacă dumneavoastră încercați să mă convingeți pe mine și pe cei câțiva care ori mai fi în orașul ăsta, care spun, băi, domnul, ai un proiect cu 2%, tu acum ești la 40% și n-ai început încă lucrările. Că vă dau eu cuvântul, când încep lucrările, o să aveți mici problemuțe. Vine constructorul, spune, aici, zice, e o lucrare nouă, știți, nu s-a văzut. Păi de ce nu s-a văzut? Adică, da, ăia care au făcut studiile, proiectul, de unde să știe ei ce e acolo? Păi dacă ați ajuns la 40% acolo, unde o să ajungeți acum? Și ne spuneți dumneavoastră că proiectul e bun. O fi, din punctul dumneavoastră de vedere. Dar avem și noi voie, domnul Muscalu, și șeful domniei sale, evident, și toți cei care l-au pus acolo, să vă spunem că din punctul nostru de vedere, proiectul este prost. Proiectul era prost, domnul Muscalu, și pentru că nu a prevăzut niște lucrări obligatorii. Conducta de apă, știți? Mai țineți minte că ați făcut proiect ca să se schimbe conducta de apă? E, un proiect cel acolo, câteva miliarde. Mai contează la orașul ăsta atât de bogat și plin de bani? Păi da, avem bani să-i dăm lui Lupu pentru 100.000 la un premiu de 15.000. Dăm la băiatul ăsta, Hrib. E de-al nostru, e din zonă. La noi cresc Hrib, nu în altă parte. La noi cresc Hrib. Trebuie încurajați. Așa, dăm acolo, avem bani. Deci mai dăm câteva miliarde acolo. De ce? Pentru că suntem un oraș potent. Înțelegem că nu avem voie să spunem lucrurile care deranjează. Înțelegem că primăria, doar ea și ea însăși, are dreptate. Și oricine nu vorbește așa cum spune primăria, nu e ok. Dar vă spunem atât. Domnilor, v-ați molipsit de la cei care au stat înainte pe scaunele dumneavoastră și lumina dumneavoastră, că tot vorbeam de muscalii care vin de acălare, vine din zona Casei Albe. Preluați obiceiurile proaste de acolo. Și numai că preluați, le duceți mai departe. Am citit zilele astea un drept la replică. Dumnezeu, dezinformează presa, domne, că spune despre un lucru. Nu știți voi, numai noi știm primăria cum e. Ok, suntem de acord cu domniile voastre. Voi aveți adevărul absolut. Da, atunci, dacă aveți adevărul absolut, de ce dracu mai mimați democrația? Simplu. Cine spunea statul sunt eu, n-a profesor de istorie, unul din Ludovici, nu? Vă dați seama ce frumos ar fi să iasă pe contul de Facebook al primăriei domnul primar să spună orașul sunt eu. Noi l-am avut pe Ștefan cel Tare, așa era într-un clip Ștefan cel Tare, acum o să-l avem pe Carabelea cel Mare și Muscalu de Acălare. Viceprimarii nu mai contează pentru că ei au dovedit și ieri că sunt niște băieți extrem de ascultători. Ei se mai agită așa prin culise, mai aruncă câte o informație, mai așa, na, trebuie să fie cineva așa acolo. Dar când e vorba de vot, sunt aliniați, n-au nicio treabă. Sunt aliniați cum trebuie. Bun, ne oprim și cu asta și vreau să vă spun că pentru Pietreni s-a schimbat Meca. Meca nu mai este la Meca, este la Brașov. Deci, domnul Ionel Arsene a obținut strămutarea procesului său, apelul la prima sentință, de la Bacău la Brașov. O să spuneți de ce?
Dom'le, este normal. Omului îi plac Brașoavele. Nu știi ce sunt Brașoavele? Păi sunt niște plăcintuțe din alea cu cartofi, dar în limbajul popular, Brașoavele sunt minciunele gonflate. Înțelegeți? Minciunele gonflate. Noi ne-am obișnuit. Trebuie să obișnuiască și brașovenii. După aceea, el se duce la Brașov pentru că a auzit că acolo este tâmpa. Deci tâmpa, deci trebuie să fie un loc care să rezoneze cu neamțul. Știți? Mă duc la tâmpa să mă întâlnesc, să văd dacă sunt și acolo tâmpiți. Da. Până la urmă, e normal. În alta curte a ținut cont și de alte considerente, pentru că trebuie să faci în ziua de azi economii. Cel puțin avocatul, dacă rămâne același, domnului Arsene, rămâne acasă. Nu mai trebuie să vină până la Bacău sau să ducă în altă curte de apel. E din Brașov. Asta e. Și, sincer să fiu, e normal să ne bucurăm că dosarul este acolo, pentru că am văzut în timp că de acolo au fost mulți oameni care au știut că de la curtea de apel Bacău vine lumina. De exemplu, pe acolo, dacă nu mă înșel, îmi spunea cineva, dă o simplă căutare pe Google să pui așa, achitări celebre la curtea de apel Brașov. Și am primit așa câteva nume. Hrebenciuc, Viorel, PSD-ist de la Bacău. Acum puțin la pușcărie pe un alt dosar. Dan Andronic, Evenimentul zilei și alte publicații, achitat și el acolo. Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Câncescu, acuzat de evaziune fiscală. Așa, primarul Scripcaru, ăsta chiar n-a făcut nimic. Ăsta trebuia să fie eliminat ca să vină unul primar de locul lui de la USR. PNL-ul a dat drumul USR-ului să ducă acolo. Și mai sunt și alții. N-are rost să mai insistăm. Mai avem 2 minute că încercăm să nu depășim jumătate de oră. Știu că vă plictisiți mulți dintre dumneavoastră, dintre cei care vă uitați, unii, eu știu că luați și notițe ca să puteți raporta, dar dacă vreți, vă dăm noi transcriptul emisiunii. Avem un aparat, face transcriptul și vi-l trimitem. Dar au și alții aparate de făcut transcriptul, nu e o problemă. Așa. Să încheiem apoteotic. Transmitem noi gândurile primăriei Piatra Neamț, gândurile pentru o dezbatere publică care va avea loc astăzi în spatele ușilor de la primărie, pe un subiect care pe noi nemțenii n-ar trebui să ne intereseze foarte tare, pentru că în definitiv sunt specialiști care se ocupă de asta și de destinele noastre. Ne-a șoptit păsărică, dar după aia se gândeau, domne, a fost o angajată de la Consiliul Județean. Dacă spuneam un păsăroi, a fost un angajat. Ne-a șoptit un consultant din primărie, ca să spunem așa, că astăzi, de la ora 11, vor avea loc discuții pe obligațiuni municipale cu majoritatea din Consiliul Local. Întrebarea noastră este, care majoritate? Că nu mai știm? PSD, PMP, PNL? Oricum, de la 11, majoritatea discută cu un consultant care vine probabil să le explice avantajele, dezavantajele de a face de a vota o hotărâre de Consiliu Local pe tema asta. Adică să luăm niște bani, nu mulți, 100 de milioane, pe acolo 80, 100, nu mai știu, ca să nu mai să ne plătim datoriile și astea să fie undeva peste 10 ani la plată, exact cum a făcut Pinalti, dacă vă țineți minte. Bine, el a luat din bănci. Nu discutăm aici despre modul în care se derulează acest gen de afaceri, pentru că sunt afaceri.
În final te-a luat împrumut și a zis plata peste nu știu cât timp. Nici dobândă, nici rată. Vin proștii și plătesc. Proștii tot plătesc. Așa și acum, peste 10 ani, o să vină proștii și o să plătească. Bine, domnul primar ne-a spus că peste 10 ani se vede tot primar și că o să plătească el, dar peste 10 ani mai ia o dată și mai duce peste 10 ani, că așa funcționează astea, să rostogolesc datoriile, știți? Să rostogolesc, să duc, să rostogolesc, să duc, ceea ce poate să fie bine. Noi nu știm dacă e bine. Dar, domne, ce secret este, domne, să nu spuneți, dați un comunicat, vine consultantul și să ne spună, și la ora 12 se duce opoziția. Opoziția, nu o opoziție, se duce opoziția. Se duce doamna Florentina Moise și cu domnul, iar am uitat. Președintele PMP, nu-mi spuneți Porecla Bobo, că asta o știu. Domnul Gavrilescu, Porecla o știu, nu. Domnul Gavrilescu, se duc să fie și pregătiți pentru această chestie. Acum, nu avem nimic împotrivă, că suntem siguri că va fi și o conferință de presă după, să ne spună fiecare, domnule, uite, ne-a convins, nu ne-a convins. Avem și noi o întrebare, așa, de... Aoleu, primesc un mesaj. Și că rectifică, te rog, nu spune că e un consultant. Spune, mi-a șoptit o viorea. Deci, am spus, dacă vă așa spun, eu sunt ascultător. Deci, avem și noi o întrebare. Consultantul ăsta care vine cumva să pregătească o hotărâre de Consiliu Local și tot el va fi cel care va consulta primăria după hotărârea de Consiliu Local? Sunt deschise niște negocieri înainte de hotărârea de Consiliu Local? Că discuții normal că se fac, dacă îmi vine unul să te convingă sau să explice ce e bine, ce e rău. Nu cred că vine precum domnul Hrib, cu mâna întinsă. Să fim iubiți. Trăim în cea mai democratică dintre toate societățile posibile. Mai mult de atâta ce ne putem dori. Să fiți sănătoși!